Bună ziua! Astăzi vom învăța împreună despre editarea unui document prin adăugarea și formatarea unui tabel în Microsoft Word și Google Docs. Să ne reamintim care sunt avantajele și dezavantajele acestor două aplicații. Cum se poate adăuga într-un document un tabel 4 linii și 4 coloane? Într-un tabel, putem modifica textul folosind aceleași opțiuni ca la paragrafe. Se va folosi corpul de literă Times New Roman, mărime 12. Se va îngroșa textul și aplica un fundal capului de tabel. Pentru modificarea aspectului tabelului, avem opțiuni ca adăugarea sau ștergerea unei coloane, redimensionarea celulelor pentru a potrivi dimensiunea la conținut. Adăugarea unei noi linii. Îmbinarea sau scindarea celulelor. Alinierea celulelor se poate face pe verticală sau pe orizontală. Aplicația Microsoft Word pune la dispoziție mai multe opțiuni pentru personalizarea aspectului unui tabel.
să explorăm împreună opțiuni pentru bordură și umbrire puse la dispoziție de cele două aplicații, tipul de linie, grosime, culoare. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat despre Microsoft Word și Google Docs.